Ne așezăm iarăși, dragi telespectatori, între scriptură și ziar. De această dată, ziarele sunt înnegrite, sunt îndoliate. Suntem după evenimente care ne-au îndoliat țara, tragedia din uh, clubul colectiv, Europa este îndoliată, însângerată, Orientul apropiat este îndoliat, însângerat. Suntem. După o traumă cu toții, fiecare percepem această traumă în mod diferit, suntem în stare de șoc, încercăm să găsim răspunsuri, ne întrebăm cu toții ce face Dumnezeu pe tronul lui de slavă când lumea o iarazna, iar când se surpă temeliile, ne întrebăm odată cu psalmiștii ce ar mai putea să facă cel neprihănit. Cel credincios caută să-l manifeste dragostea pentru aproape și, Rolul bisericii este de a oferi confort spiritual, confort psihic, mângâiere. Un lucru am observat în aceste zile, nu știu dacă dumneavoastră v-a scăpat, dar probabil mie mi-a scăpat, n-am fost atent. Am observat un lucru: că cei care au fost atacați în Paris, cei care au fost atacați pe străzile orașelor europene, în ultimii ani n-au mai alergat să deposească în catedrale. În mod tradițional, în anii anteriori, Uh, fugeau spre catedrale, fugeau spre biserici ca un posibil răspuns. Când s-a întâmplat în uh, 2001 tragedia new oameni oamenii s-au adăpostit în biserici. Mai putem să oferim confort psihic, uh, mângâiere sufletească celor care sunt uh, în astfel de tragedii care au scăpat, familiilor care îi înconjoară? S-a spus, a spus un sociolog că peste 5.000 de oameni, dacă calculăm relațiile de familie, relațiile de prietenie, peste 5.000 de oameni au fost afectați de tragedia de la colectiv. Este enorm. În această zi am invitat din nou uh, un invitat special, uh, psiholog-clinician Anca Axente, să discutăm despre aceste lucruri, despre șocul post despre depresia care se poate instala și eventuale soluții. Uh, Dumnezeu a dat daruri. Bisericii și astfel de daruri sunt și prin profesioniști care să poată uh, confrunta astfel de probleme. Bine ați revenit sau bine Mulțumesc! Bine v-am găsit. Deci ne aflăm uh, într-o situație în care nu știm ce să facem cu ai noștri prieteni. Unii dintre noi avem prieteni care sunt în preajma acestor tragedii ce putem sfătui, ce le putem spune acelor care au fost afectați direct sau indirect? Sunt uh, prieteni care au prieteni cu mâinile arse, cu fața arsă, uh, încă nu conștientizează cei afectați că nu vor mai putea ține un pahar în mână cu ușurință datorită ligamentelor uh, pârjolite, datorită pielii care se strânge prin arsură, nu știu încă asta, dar vor afla. Când fetele acelea se vor uita în oglindă și se vor vedea desfigurate după ce se îndepărtează pansamentele, ce le spunem? Cum, ce ar trebui să fac o asemenea persoană? În Primul rând este foarte uh, dificil această, această problemă, este într-adevăr o... Uh, acest eveniment declanșează de cele mai multe ori reacții de stres post-traumatic, în adevăratul sens al cuvântului, în sensul clinic al cuvântului, în sensul acela care uh, necesită tratament de specialitate, pentru că este un șoc foarte mare. Sunt care trec surprinzător de ușor prin astfel de traume sau au reacții de genul acesta după o perioadă mai lungă de timp, reacții post -traumatice. Dar în prima fază cei apropiați trebuie să fie alături de ei. Nu este timpul nici să le dea sfaturi, nu este timpul nici să judece ceea ce au făcut ei. Să-i condamne. Și să fie, da, da, să fie alături de ei. Este inutil acest lucru, într-adevăr, pentru că judecata trebuie să fie înainte de un eveniment, adică buna judecată, să zicem. Mm -hmm. Înainte de a se întâmpla ceva, dar dacă acest lucru nu este posibil, după ce se întâmplă ceva, Dumnezeu niciodată nu râdă de noi pentru că ne -am, ne -am, am ajuns într-o situație de genul ăsta și nu, nu se bucură. Din potriva Dumnezeu... condamna acest exact. lucru la popoarele din Vechiul Testament, când se bucură că știu asirienii care, care a fost al lui Dumnezeu, pentru poporul lui Israel se bucură de victoria lor. Dumnezeu îi pedepsește pe ei mm. pentru această mândrie a lor. Mm. Deci, noi trebuie să avem acea umilință de a fi cu ei. Ce putem face? Dacă au rămas în viață, este important că au rămas în viață. Înseamnă că sufletul lor poate fi mântuit, chiar dacă trupul lor se degradează, s-a degradat prin, prin acest accident cumplit, sufletul lor este, cum să spun, și el răniți. Și are nevoie de vindecare. Acesta se poate vindeca. Hristos poate face lucrul acesta. Cum putem să evaluăm un șoc post-traumatic? Am fost împreună cu alți colegi, în timpul Revoluției, implicați în evenimente de atunci de partea armatei. Am fost militar. Sunt acum la 26 de ani, unele nopți în care am coșmaruri legate exact, de acele evenimente. Da traumele s-au prelungit pe foarte foarte lungă durată anumite întâmplări, evenimente de atunci cum putem evalua un șoc post -traumatic? Avem poveștile uh, supraviețuitorilor din Vietnam, spre exemplu când anume uh, spune specialistul că în, din acel moment, după o anumită perioadă 1, 2, 3, 6 luni, un an șase ani, am putea vorbi despre un șoc post și este nevoie de intervenția specialistului în general, se întâmplă la o scurtă perioadă după un, trena, după un eveniment traumatic, să zicem, o lună, două, pot să meargă pe, pe o durată mai lungă, însă adevăratul stres post-traumatic legat de un eveniment se întâmplă în legătură cu acel eveniment, yeah. se întâmplă după ce are loc și acest, aceste reacții constau în general în. în reacții depresive care sunt acompaniate de aceste coșmaruri sau retrăire foarte acută a evenimentelor și cred că un criteriu de bază, ca în cazul multor altor tulburări, dar mai ales aici, este faptul că ele interferează cu activitatea cotidiană a persoanei. Nu mai poate să aibă relațiile pe care le avea să aibă activitatea pe care o avea înainte. Este preocupată în totalitate de acest lucru nu se mai poate întoarce la locul faptei și probabil între telespectatori nu știu, sunt persoane care au trecut prin evenimente traumatice, un accident, care au văzut sau au văzut înconjurați de morți cei apropiați fiind însângerați sau, sau chiar decedați le au luat foc casa, au pierdut apropiații au pierdut bunuri prima reacție este de evitare de a te întoarce la locul faptei. Pentru mine a fost foarte important să mă reîntorc la locul faptelor, mm -hmm. să revizitez după ani de zile locurile în care am văzut diferite întâmplări. Uh, Profesorul dr. Daniel David de la Universitatea babeș din Cluj a pus la punct un program experimental uh, de reîntoarcere virtuală la locul faptei. Se poate modela o realitate virtuală, e ca un joc pe computer în care da. te reîntorci, se reconstruiește arhitectural Locul respectiv, în arhitectură virtuală, și încerci din nou să scapi din incendiu, încerci din nou să retrăiești evenimentul. Noi, în mod natural, fugim de confruntarea cu această realitate. Ce părere aveți despre acest mod de tratament de a ne reîntoarce, de a face anamneză, de a, de a face reîntoarcerea, începând cu momentul traumei și să ieșim de acolo asistați? Este un element foarte important al terapiei traumei, tulburării post, uh, tulburări post pentru că, uh, de fapt, această evitare ține de. de fapt, e din, din spectrul uh, anxietății, această tulburare. Mm. Și orice uh, tulburare de anxietate se tratează prin confruntarea cu stimulul anxiogen, cu stimulul care provoacă anxietate. Este forma sub care se desfășoară această terapie, poate fi variată, desigur, se poate realiza în imaginar, pentru că mecanismele de protecție ale persoanei uh, comunică despre cât de mult se poate confrunta în acel moment persoana cu uh, trauma respectivă. Și se poate realiza astfel treptat, se poate realiza printr-o expunere. Uh, foarte Voite. voită uhum. și foarte uh, vie, adică, așa cum ați spus, la locul faptei, și există și această posibilitate de a reconstrui virtual acea realitate, e ceva între cele două, probabil. Pentru că oricum, pentru a reconstitui, a reconstitui locul, persoana trebuie să vorbească despre acele lucruri. Cu alte cuvinte, conștientizează ceea ce s-a întâmplat. Și vorbind, atunci realizează catarsisul, realizează acea curățare catarsis. Uh, înseamnă, pentru telespectatorii noștri, este un cuvânt din limba greacă care este asemănător cu adunarea frunzelor de toamnă cărora le dăm foc. Luăm toate mizeriile, toată, toată încărcătura aceea emoțională da. care ne încarcă și îi dăm foc cu asistența. Avem nevoie de un martor și atunci terapeutul funcționează ca un astfel de martor la ardere. Deci nu ne ajută negarea, nu ne ajută uitarea, uh -huh. nu ne ajută uitarea intenționată, nu ne ajută uh, să ne astupăm urechile, să întrerupem un, unul dintre, deja uh, am semnale că unii dintre cei care au fost conectați indirect cu cei din trage, tragedia colectiv trăiesc următorul lucru. Cei care au fost acolo caută să se deconecteze de toți cei cu care au fost în relație anterior, yeah. izolându-se. Probabil este una dintre cele mai proaste strategii, să te deconectezi pentru că oamenii aceia mi-aduc aminte de tragedie. Izolarea este un... Uh... Un aspect foarte periculos în astfel de situații, pentru că depresia, conectată cu izolarea, nu pot conduce spre un lucru pozitiv. După șocul post poate apărea depresia post -traumatică. Și unii, probabil predispuși genetic spre anumite forme de depresie pot să accentueze, ducând apoi probabil spre o condiție patologică. Cum ar putea evita? Ce soluții le putea oferi? Există ceva ce ar putea face? Există activități, acțiuni pe care le-ar putea lua singuri sau asistați ca să tranziteze mai ușor această perioadă? Cel mai important lucru în prima fază a unei depresii, pentru că ați amintit de depresie, este activarea comportamentală. Acest lucru înseamnă să faci ceea ce faci de obicei sau să faci lucruri noi pentru a te activa, nu pentru că simți nevoia. Este foarte importantă diferența. Este ca un tratament, ca o prescripție, ca și cum ar trebui să iei o pastilă. Nu te gândești dacă simți nevoia să iei pastila respectivă sau nu, ci o iei pentru că trebuie să o iei. Tot așa trebuie să faci anumite lucruri, și dintre toate aceste lucruri, bineînțeles, cele de bază sunt importante: să mănânci, să dormi, să faci mișcare însă sportul se dovedește a fi foarte eficient în recuperare și în menținerea unei stări de bine după aceea. Deci reîntoarcerea nu numai la locul faptelor și reamintirea și ieșirea din, din, de la locul faptei pe o altă cale, dar reîntoarcerea la lucru. Dacă ne gândim că sunt fețe desfigurate care vor trebui să se reîntâlnească cu ceilalți colegi, unii dintre ei erau programatori, utilizând tastatura. Le va fi foarte greu cu mâinile arse să reutilizeze tastatura. Ce le-ați propune acestora? Prima întâlnire cu ceilalți va fi extrem de dificilă din cauza feții arse. Prima întâlnire cu tastatura va fi extrem de dificilă pentru că nu vor putea utiliza normal. Se așteptă la o reacție emoțională puternică de pierdere ei au pierdut ceva important, și prima reacție în ceea ce privește o pierdere este, este o durere profundă, și acest lucru e de așteptat. Nu putem trece peste asta. Realmente nu, nu poate să fie viața nu, la nu fel ca înainte. Dar așteptându-te la asta, te aștepți ca ulterior să există și niște soluții, să există anumite um, resorturi interioare și exterioare care să te ajute. De exemplu, colegii de lucru bineînțeles l-ar putea vizita în locul spațiului personal, la casă sau la spital, dacă este acum la spital, pentru că acest prim contact se va face cu mult mai multă ușurință decât dacă ești în locul în care tu erai altfel, erai sănătos. Ați amintit uh, sportul, probabil ergoterapia, uh, să înveți lucruri noi, să faci altceva, nu mai poți folosi tastatura. Cu timpul se va recupera, batem cu două degete, nu mai batem cu zece, dar uh, ați pomenit de două lucruri care mi se pare extrem de importante, pe care eu însumi le-am experimentat. În 2013 am trecut prin niște evenimente sau am început să trecem într o serie de evenimente, de pierderi, prin decese în familie și alte evenimente. În mod instinctiv am alergat la mișcare, la sport, ducând o viață sportivă înainte. Reacția mea instinctuală a fost reîntoarcerea la mișcare, în mod special la ciclism, mergând pe bicicletă puteam să-mi limpezez gândurile, la ergoterapie am început să repar diferite lucruri, să fac restaurări de instrumente muzicale, să lucrez ceva cu mâinile, având o activitate intelectuală ca preponderentă în viața mea, am simțit nevoia să pendulez, să pendulez spre ceva care nu mai trebuie să conceptualizez, să concep, să scriu, să elaborez, ci pur și simplu să șlefuiesc o bucată de lemn cu șmirghelul și să mă uit cum arată după. Credeți că ar putea fi, nu știu, la mine a funcționat, dacă la mine a funcționat nu înseamnă că poate funcționa la oricine altcineva. Credeți că poate fi o astfel de soluție pentru cei care trec prin depresia post sau prin orice alt fel de depresie? Este important să-și găsească această activitate. Sigur, nu va fi șlefuirea unui instrument, adică aproape sigur, dar sunt atâtea activități care pot fi făcute. Nu este un sport, ciclismul poate fi alt sport. Acum sunt uh, zeci, sut, poate sute de opțiuni. Uh, avem de unde alege. Cred că sportul e important uh, în sine, deci nu îl contestăm deloc, pentru că ar putea la un moment dat să să plinească medicația. Asta e important, e foarte important ce ne spuneți. Deci, mișcarea fizică, alimentația corectă, somnul corect, suficient. Dar nu prea mult. Da. Dar cea mai periculoasă, înțeleg, este alternativa, starea cu ochii Să stai cu ochii în în inactivitate, într-o băltire în aceasta în care te autocompătimești și în care îți plângi de milă, probabil este cea mai toxică stare în care ar putea să cadă... Este, însă pare a fi o soluție pe moment, că persoana se simte confortabil în această stare, ceea ce nu, e, nu este corect în sensul că acest confort este doar pentru moment. Disconfortul este cel care o va o va ajuta să iasă din starea de depresie, disconfortul de a face ceva. indiferent și, și mai, mai ales la că observăm că cu cât se prelungește această stare de băltire în, în suc propriu, cu atât simptomele se agravează. Există Ia. experimente care se fac acum asupra bolnavilor de Alzheimer. Și înțeleg că ergoterapia de genul grădinărit, cu sud la gherghef, pictură, desen, învățarea la vârste târzii la un instrument muzical, cum ar fi block flute, care este extrem de ușor de, de manipulat ca instrument. Înțeleg că dă rezultate nu în vindecare, că nu se poate vindeca o asemenea condiție, dar în întârzierea și amânarea unor simptome sau chiar progrese în activitatea zilnică. Ce părere da. aveți despre acest tip de soluții? Cred că acționează un mecanism compensatoriu care este foarte valoros în situația unui, unui astfel de vârstnic. Am întâlnit chiar recent la evaluare pe care a trebuit uh -huh. să fac. Cea mai a, a fost o doamnă cu scorul cel mai mic în ceea ce privește dezvoltarea cognitivă sau funcționarea cognitivă mai precis. În schimb, era independentă, autonomă, își făcea de mâncare, și nu era tratată de către familie ca fiind handicapată, că da. nu putând face anumite lucruri și din potrivă era responsabilitate, responsabilizată și făcea anumite cumpărături, mergea cu riscul de a se pierde, că am și mm -hmm. spus familiei să se aștepte la acest lucru, îi vor lua o brățară sau ceva da, de da. genul ăsta să poată găsi în, în mediul mm -hmm. respectiv, dar e foarte important că au responsabilizat-o și au lăsat-o să facă în continuare anumite lucruri. Nu mai poate face prăjituri de care făcea înainte, da, dar își gătește și gătește și pentru familia extinsă. Dacă ați avea înainte, în față, una dintre victimele incendiului de la colectiv sau una dintre victimele uh, celor care au trecut prin, pe străzile Parisului zilele trecute și, spre exemplu, o româncă a fost zgâriată de un glonț, îi va rămâne cicatricea pe scalp pentru toată viața altora le-au rămas cicatrici vizibile, vor fi foarte vizibile sau mai puțin vizibile, dar cicatricile sufletești sunt încă acolo. Ce le-ați spune dacă ar fi pe scaunul noastră din fața biroului, din cabinetul de psiholog clinician, ce ați sfătuit ca măsuri de urgență se facă acum? dacă se poate terapie pentru că uh, oricum ceea ce facem la terapie vine pas cu pas, însă este foarte important mă gândeam la un lucru, toate actele, actele astea teroriste sau chiar uh, cataclismele naturale sau lucrurile foarte, foarte uh, puternice ca intensitate care ni se întâmplă uh, ne uh, iau din energie foarte multă energie și pierdem practic ceea ce noi nu ar trebui să pierdem. Pacea asta interioară, liniștea interioară, credința, nu dacă ar fi să, să luăm unul corinte întregi pe credința, nădejdea și dragostea, ingredientele absolut necesare unui creștin și a unei persoane, oricum ar fi. Cred că aceste lucruri se, se pot pierde foarte ușor și trebuie să ținem la sufletul nostru mai mult decât la orice. Merită orice efort în acest mm. sens. Cred că orice înseamnă redobândirea acestei liniști interioare merită făcut. Orice. Și Zic de psihoterapie pentru că este primul lucru care îmi vine mie în minte dar pot fi alte lucruri. Și interesant că ați așezat somatic în urma sufletescului. Evanghelia uh, survolează orice altceva, și probabil, așa cum bine ți-am mintit, uh, trebuie să reajungă la, sau unii care n-au găsit niciodată această liniște sufletească, să o atingă această liniște sufletească. Și știm bine că fără Evanghelie, fără vestea bună a mântuirii Sufletești, este imposibil să se împace cu noua condiție. Probabil, Nici cu vechea condiție da, nu te prea sigur, pentru că sigur. este... Probabil pentru unii va genera o astfel de căutare. Întrebarea mea este dacă biserica va fi și va ieși în întâmpinarea acestor oameni pe care deja ai etichetat ca casataniști. Mm -hmm. Puțin dintre noi au stat pe mine m a adus preocuparea pentru chitară și pentru instrumente muzicale în general în preajma multor rockeri. Aș face un portret al da. uh, rockerului român uh, mediu, uh, rockerului mediu binevoitor din din România. Majoritatea dintre ei sunt oameni normali, oameni la locul lor, au profesii, sunt bine integrați, unii dintre ei au plete, alții n-au plete dar foarte puține au avut o discuție față în față cu astfel de oameni înainte de a eticheta ca sataniști. Oamenii aceștia au un mare gol, sunt în căutarea unui răspuns. Și dacă întâlnești situația fericită în care trecând prin cabinetul de psiholo psihologie găsești răspunsul Evangheliei, este cea mai fericită situație, cel mai fericit scenariu prin care ar putea trece. O astfel de întrebare nici nu știu cum poate fi evitată, chiar de către mm. un psihoterapeut laic, pentru că mi amintesc de simplul detaliu că Albert Ellis, care a fost un mare psihoterapeut de la New York, are un institut, am înființat o secție specială de teologie pastorală, nu pentru că ar fi convingerea lui în sensul da, acesta, s-ar fi da, fost convingerea lui în acest sens, ci pentru că a văzut că nu poți trata unii pacienți fără aceast, acest departament. Da. <laughs> și uh, cred că nu trebuie să ne ferim de această întrebare pe care și-o pun toți. unde e Dumnezeu în astfel da, de experiență? Da, da, da. Și nu trebuie să o vedem comercial așa e ocazie, nu e ocazie, nu e o oportunitate, este momentul lui Dumnezeu în care poate schimba right. o viață, dar este important să punem o întrebare în acest sens, pentru că fie că este vorba de o tragedie, cum a fost cea de la colectiv sau din Franța, fie că este vorba de pierderea unei persoane dragi sau orice alt lucru pe care persoana îl consideră semnificativ. Dumnezeu ne pune întrebări prin experiență, este clar acest lucru, ne, ne ajută, ne conduce înspre întrebări. Viața nu are cum să fie perfectă și acest lucru ne conduce înspre el, din păcate, de cele mai multe ori tragediile. Dar sunt momente importante de mare finețe în care trebuie să învățăm să nu judecăm, exact. trebuie să învățăm să spunem despre nădejde, că este o nădejde fantastică. Da. Care poate să, să învingă orice orice tulburare. De fapt, și toate actele teroriste vor să aducă nu moartea în sine sau, știu, eu, un creștin care moare e extrem de fericit că merge la Domnul, yeah. ci tulburare în cei care rămân, să-și piardă credința, să-și piardă nădejdea. ce Asta e atacul adevărat. Este un atac spiritual, este o luptă spirituală, de fapt. Aș vrea să vă mulțumesc din nou pentru uh, intervenția aceasta este important să înțelegem dragi telespectatori că după astfel de evenimente însângerate care ne-au înnegrit ziarele uh, scriptura are pagine albe de nădejde de speranță și în aceste situații când mergem cu mesajul spre cei care sunt afectați avem un mesaj care poate fi concentrat așa cum invitata noastră a sintetizat în trei cuvinte credință, să nu ne pierdem credința să o răspândim și către alții nădejde, să nu ne pierdem speranța Dumnezeu este încă pe tron și să răspândim speranță și dragoste, să nu ne pierdem dragostea simpatia, compătimirea pentru oamenii care se zbat în păcat și să răspândim dragostea aceasta ca Biserica lui Hristos. Vă mulțumim din nou pentru atenția dumneavoastră, vă mulțumim pentru acceptarea invitației. Mulțumesc frumos și eu!